În cadrul acestei misiuni trebuie măsurate distanțele de deviere ale cursului asteroidului, care sunt extrem de mici. Anca Nemuc, Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Optoelectronică. Bine ați venit la interviurile HoNews. Bine v-am găsit! Vă mulțumim că ne-ați oferit ocazia să vorbim despre munca noastră. Iată, sunteți implicat într-un proiect cu adevărat extraordinar, o deviere de asteroizi. Vorbim de misiunea Hera, AESA. Dumneavoastră proiectați un altimetru pentru această misiune. Vă rog să ne spuneți despre ce este vorba. Care sunt detaliile tehnice a ceea ce faceți dumneavoastră? Da, instrumentul în sine este în portofoliul echipei noastre de expertiză. Nu este extrem de complicat, ca să spun așa. Avem, de fapt, aparate mult mai complicate pe care noi le folosim în cadrul institutului. Dar ce este special legat de orice misiune în spațiu sunt constrângerile. Constrângerile legate de spacecraft-ul respectiv, legate de condițiile meteo, condițiile de presiune, de temperatură și, în general, trebuie să ne adaptăm la materiale care sunt speciale și sunt aprobate pentru aceste tipuri de misiuni. De fapt, în principiu, este un aparat care conține un laser. Laserul aruncă în spațiu către asteroid, în cazul acesta, un puls de energie. La interacția cu asteroidul este trimis înapoi un puls și este primit de către un telescop informația și prelucrată. Și toate acestea se întâmplă în timp ce și asteroidul și respectivul aparat se mișcă, deci sunt multe detalii de luat în calcul. Am participat încă de la primele studii, studiile de fezabilitate, studiile de dezvoltare a modelelor pentru a putea cât de fezabil, a vedea cât de fezabil este un astfel de aparat. Și da, este în continuare, încă este un punct greu de făcut, pentru că mai avem de demonstrat în continuare și probat că ceea ce noi am făcut în design este excelent pentru condițiile respective, pentru atingerea obiectivelor misiunii. În cadrul acestei misiuni trebuie măsurate distanțele de deviere ale cursului asteroidului, care sunt extrem de mici. Dar, evident, suntem încrezători că totul va fi ok și echipa cu care noastră și cei cu care colaborăm va reuși să ducă la bun sfârșit ceea ce ne-am propus. Cum ați ajuns să lucrați cu ESA sau de cât timp lucrați cu ESA? Agenția Spațială Europeană a deschis porțile cercetării românești, ca să zic așa, sau și firmelor românești de a participa la misiunile lor abia din 2014. Noi am de la început ne-am arătat interesați pentru că ceea ce facem noi la institut și anume tehnica LIDAR pe care noi o folosim în studiul atmosferei în general, și aparatele care le folosim pentru aceste tipuri de aplicații erau folosite și pe sateliții agenției spațiale. De asemenea, expertiza noastră în software, în metode de a obține informația din măsurători directe ale liderelor, știam că o avem și că putem să o aplicăm. La început a fost destul de greu, pentru că programele ESA sunt niște programe cu cereri extrem de dificile, în sensul că cererile pentru misiunile spațiale sunt total diferite de cererile din laborator sau din viața de zi cu zi.
Și a trebuit să învățăm din mers ce înseamnă toate aceste reguli speciale legate de misiunile spațiale. A trebuit să învățăm chestiile în care ei ne implică legate de la început, adică primii pași, așa cum am zis, modelare, demonstrație și abia într-un final să ajungi să vezi că rezultatul tău este apreciat și va putea fi lansat în spațiu. Există coluri, probabil că colegii mei care lucrează în cercetare știu și aplică. Mai greu este să te faci cunoscut și expertița ta să devină apreciată, apoi începi să fii căutat. La fel este foarte important ca partenerii din străinătate să te cunoască și noi am avut avantajul că am făcut parte din rețele internaționale, care una dintre ele este ACTRIS, rețeaua internațională de lidere la care noi suntem parteneri și facem parte și din infrastructura europeană. Acolo urmăm standarde, urmăm proceduri de calibrare, deci învățăm și am învățat prin intermediul partenerilor noștri să devenim foarte buni în ceea ce facem și să învățăm efectiv care sunt acei pași de a ne dovedi calitățile produselor și a ceea ce putem să scoatem din măsurătorile aparatelor noastre. Care ar fi sfatul dumneavoastră pentru companiile românești care și-ar dori să participe la astfel de misiuni pentru viitor? Cred că este foarte important să participe la început la aceste acțiuni pe care le fac firmele care deja lucrează cu agențiile spațiale, în sensul că să vadă care sunt pașii. Noi avem și firmele care lucrează cu ESA își prezintă programele, proiectele în care sunt. Și deci colegi de-ai noștri pot să vadă efectiv care sunt pașii respectivi și la ce nivel de expertiză și de interacție cu agenția spațială se poate ajunge. De asemenea, sunt conferințe dedicate acestor proiecte care sunt din cadrul Agenției Spațiale Europene. Și evident, contează foarte mult, așa cum am zis, parteneriatele cu alte institute care deja lucrează. Noi încercăm prin partenerii care avem, v-am zis, această rețea pe care noi am dezvoltat-o și în România, ACTRIS.ro. Ne învățăm și parteneri din Cluj, din Iași și din Galați, cu care am început în ultimul timp să participăm împreună în tot programul ESA, dar în general de observare a atmosferei.